Ce să vă spun? Sunt onorat pentru încrederea pe care cetățenii comunii Coțofănești mi-au acordat-o și în același timp simt că pe umerii mei apasă o responsabilitate deosebită. Nu mi-a fost frică de muncă niciodată, nu mi-este frică de muncă și nu va fi frică de muncă. Îi voi reprezenta cu cinste, cu demnitate și cu toată puterea și priceperea mea, precum jurământul, pentru binele locuitorilor comunii Coțofănești, indiferent că m-au votat sau că nu m-am votat. Voi fi primarul tuturor cetățenilor comunii Coțofănești. O să fac o retrospectivă, dacă vreți. Nu vreau să întinez evenimentul, dar fac o retrospectivă a campaniei electorale încheiate. Particip la, de la foarte multe campanii electorale și vreau să spun că a fost cea mai urâtă campanie electorală, ca să vorbesc, să folosesc un epitet drăgălaș, generos. Să nu mai spun altă. Cea mai urâtă la care am participat vreodată. Și uite așa am aflat că am fost comunist, dar nu găsesc cadetul de membru de partid. Eu am fost. Și uite așa am aflat că conduc o primărie după idei comuniste și nimeni nu s-a plâns. Și uite așa am aflat că nu sunt născut în comuna asta și o să le spun că nu sunt născut în comuna asta, sunt născut într-o căruță, dar într-o comună cu nume de voievod, Ștefan cel Mare. Și uite așa am aflat că sunt mincinos. Și cetățenii l-au vot, au zis că nu sunt mincinos. Și uite așa a zis că îmi bat joc de cetățeni și cetățenii la vot au zis că nu îmi bat joc de ei. Și uite așa am aflat foarte multe lucruri despre persoana mea pe care nu le aflasem la campaniile anterioare. Probabil că la campania viitoare, la care de când sunt sănătos, pe dezamăgirea, supărarea dumnealor, o să candidez din nou. Și atunci o să caute altceva. O să vă spun că cetățenii comune chiar s-au deșteptat, ca așa spuneam unul dintre contracandidații. S-au deșteptat pentru că au știut să discearnă între minciună și adevăr. A știut să discearnă între realitate și nerealitate. Au știut să aleagă drumul cel bun și le mulțumesc încă o dată pe această cale. Vreau să vă spun că să mă refer în primul rând la domnii consilieri aleși în nou Consiliu Local, să le mulțumesc celor care au activat în Consiliu Local, care ieri sau astăzi, odată cu investirea, își încheie mandatul, începe mandatul nou Consiliu Local al Comunei Coțofănești. Vreau să-i felicit și să-i asigur că trebuie să uităm toate adversitățile de campanie electorală, trebuie să uităm toate ranchiunile, tot ce s-a întâmplat urât și va trebui să punem umărul la treabă împreună să slujim cetățenii comunii Coțofănești așa cum am jurat pe Biblie, dar în același timp să respectăm legile și Constituția țării. Fără noi, doar și poate. Voi fi un primar deschis, știu să lucrez cu orice consiliu, cu orice consilier în parte sau în grup, atâta timp cât ideile și propunerile dumneavoastră sunt pertinente și sunt luate sau sunt venite spre binele cetățeanului, adică spre binele dumneavoastră. Sub nicio formă nu voi face, dacă vreți, diferențe politice. Când am pășit în instituția primăriei, la ședințele Consiliului Local și nu numai, suntem cetățeni ai comunei care vrem binele localității respective și nu venim cu idei partinice sau știu eu, cu idei de grup sau de sau singulare, dacă vreți. Comuna Coțofănești va trebui să meargă pe drumul pe care și l-a pornit, pe care un drum european, în care oamenii care au votat au văzut că mergem pe un drum bun. Adică să finalizăm investițiile începute. Pentru faptul că avem de finalizat cu asfaltul, avem de finalizat la Tămășoaia cu apa, avem de început investiția cu canalizarea,
Și aveam multe, multe investiții în care Comuna Coțofănești să devină o comună europeană. Și eu zic după mine că această Comună Coțofănești se îndreaptă cu pași siguri și destul de repezi spre a deveni o comună europeană. Nu cred că cineva din nou Consiliu Local ales sau cetățenii comune nu-și doresc acest lucru. Sunt sigur că sunt în asentimentul lor, în asentimentul Consiliului Local, în asentimentul cetățenilor și că lucrurile vor merge bine. În Consiliul Local vreau să văd idei care să vină în sprijinul unei veți mai bune a cetățenilor comunei Coțofănești. Iar eu voi fi cel care voi acesa și voi percepe imediat mesajul pe care mi se transmite. Nu este ușor, este greu. Am spus și repet, îmi asum responsabilitatea. Știți foarte bine, Comuna Coțofănești nu este o comună, este o comună medie, este o comună de mijloc. Și ca atare, fondurile Comunii Coțofănești sunt cumva limitate, destul de limitate, pentru faptul că nu avem nici agenți economici deosebiți cu importanță economică deosebită și, prin urmare, și bugetul este în egală măsură. Va trebui, din priceperea noastră, a mea, în primul rând, ca și șef al administrației publice locale și prin aportul dumneavoastră, domnilor consilieri, să căutăm finanțări externe, finanțări europene, finanțări guvernamentale, finanțări prin GAP și așa mai departe, ceea ce eu am făcut până acum și foarte bine. Într-un an de zile, Comuna Coțofănești cheltuiește în medie 100 de miliarde de lei aproape, în condițiile în care veniturile proprii ale Comunii Coțofănești sunt de 5 miliarde. Faceți o socoteală că este de 5% aportul Comunii Coțofănești. Deci cheltuim 100 de miliarde și colectăm, în cazul în care colectăm în întregime, 5 miliarde de lei. Deci tot restul banilor sunt aduși pe fonduri europene, Banca Mondială, și nu vă dau exemple acum, școală, Lătrunșoie, Banca Mondială, apă la Borșan, fonduri europene, o asfaltă, fonduri guvernamentale și așa mai departe. Este foarte greu. Noi împrumutăm bani uneori din bănci ca să susținem partea de cofinanțare a proiectelor, pentru că Uniunea Europeană și indiferent Banca Mondială ce-o fi și fonduri guvernamentale nu finanțează în totalitate. Deci ei vin cu 70, 80, 90%, de regulă 90%, 10% trebuie să fie partea ta de contribuție. Și vă dau un mic exemplu. La asfaltul din Comuna Coțofănești, Bâlca, Borșanu și Coțofăneștiul. Investiția totală este 62 de miliarde de lei, bani vechi, mă raportez la bani vechi, iar partea noastră de contribuție să fie 10%, 6,2 miliarde. Iată-te un exemplu în care bugetul Comunii Coțofănești, pe un an de zile, dacă îl colectăm în întregime, îl trebuie să-l folosim numai la o cofinanțare unei investiții mari. Ceea ce acum facem un împrumut, chiar ieri am avut o ședință și le mulțumesc domnilor consilieri din Consiliu, care și-a încheiat activitatea, nu vă spun Consiliul vechi, că nu e bine, nu e frumos, și am votat acest lucru. Eu vreau ca nou Consiliu, în care de fapt se regăsește nucleul vechiului Consiliu, majoritatea sunt din vechiul Consiliu, oameni cu care am lucrat și le cunosc capacitatea profesională, le cunosc pregătirea, le cunosc toată implicarea lor, vreau ca prin noi colegi venind în Consiliul Local să aducă Consiliul Local un plus valoare, dacă vreți. Adică ceva deosebit. Și uitați, eu vă dau un exemplu concret. Pentru că tot s-a clamat în campania electorală Comuna Coțofănești, cu care sunt de acord și pe care eu am recunoscut. Suferă, dacă vreți, sau suntem corigenți la siguranța cetățeanului și a proprietăților, a bunurilor cetățeanului. Și au clamat toți cei care au fost în campanie. Acum vreau să văd și aportul lor ca să îndreptăm acest lucru. Bineînțeles, împreună cu mine. Dar vreau aport, pentru că numai cu vorbe să venim la 4 ani și să aruncăm vina unul pe altul, eu în campanie am recunoscut. Sunt corigent la siguranța cetățeanului. Și m-am explicat de ce. E, acum vreau implicarea dumnealor ca să punem lucrurile la punct. Bănuiesc că o să le punem, să nu ne trezim peste 4 ani, că venim și clamăm același lucru, că cetățeanul nu are siguranță și că cetățeanul nu are siguranța proprietății și a bunurilor pe care îi aparțin. Vreau să mulțumesc pe această cale familiei mele, în mod deosebit, pentru faptul că o campanie, așa cum am zis, care n-a fost prea ortodoxă, m-a suportat pentru faptul că uneori recunosc mi-am răzbunat sau m-am răzbunat. Am fost mai nervos acasă cu copila mea, cu fiica mea, cu soția mea, cu băiatul meu
ceea ce eu nu meritau. Dar au înțeles și le mulțumesc pe această cale pentru faptul că am putut trece împreună peste acest eveniment, peste această campanie. Vreau să mulțumesc cetățenilor comunii Coțofănești care încă o dată mi-au asigurat sprijinul și pe care le promit aici cu mâna pe suflet și pe Biblie, nu îi voi dezamăgi niciodată, îi voi respecta în primul rând, îi voi iubi cum mi-am iubit și până acum, îi voi ajuta cum mi-am ajutat și până acum și vor avea în mine tot sprijinul de care sunt eu în stare să dau dovadă ca un bun creștin ce sunt. Nu vreau să vă mai țin pentru faptul că atmosfera e destul de încinsă, e această caniculă care a venit peste noi. Vreau să mulțumesc și în ultimul rând să le mulțumesc și funcționarilor primăriei comunei Coțofănești, oameni deosebiți, oameni care m-au ajutat în realizările proiectelor. Eu nu o să vă întind acum toate proiectele, că nu sunt în campanie electorală. Ce s-a făcut în comuna Coțofănești? Cine a avut proiect să vadă, a văzut. Cine n-a vrut să vadă, n-a văzut. Asta e altă problemă. Dar le mulțumesc funcționarilor pentru că am avut niște oameni bine pregătiți, niște oameni care au fost alături de mine, niște oameni care au știut cu ce se mănâncă administrația și au avut să le facă. Cu aceste condiții închei, sunt mândru și vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să ne spun cuvântul în prezența dumneavoastră, oameni pe care i-am prețuit, oameni care mi-ați fost aproape și cu siguranță îmi vei fi aproape și de acum încolo. Pentru că în ceea ce privește pe mine, vă voi fi aproape din totdeauna. Dumnezeu să ne ajute și Primăria Comunii Coțofănești să vă fie... să vă fie de ajutor dumneavoastră și comunității și, într-adevăr, peste 4 ani, să nu mai auzim că nu mai are apă în cutare loc, că nu e canalizare. Să auzim peste 4 ani că... virgulă, cam toate lucrurile de care are nevoie cetățeanul european să le aibă la el, acasă, ca și la oraș. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Vă rog frumos! Thank you.